Ia uite că vine. Haide, de, de. Ai văzut ce se bucură că am apărut? Mm-hmm. Având în vedere că ai avut și un cal, ai spune că e mai ușor cu Măriuca? Aș spune că Măriuca e mai afectoasă. Măriuca e fata aia care să știe comporta, îți știe acorda atenție, zice, uite acum zice, vai ce mă bucur că ai venit la mine, dar tu nu prea vii la mine. Într-adevăr, am avut o vară ocupată. Da, da, da. Ce să-ți spun? Ce să spun, pretina? Îți face pedicura? Mhm. Și pe tine te iubește, chiar dacă vii mai rar. Nu mușca, nu mușca. Acum 100 de ani, România avea peste 5 milioane de bivoli. Însă, în prezent, avem, după spusele unora, sub 10.000 de exemplare. Și asta e un lucru foarte trist și dramatic, pentru că bivolul, considerăm noi, e un animal emblematic pentru țara noastră. E un animal foarte bun. S-ar putea să vă puneți întrebarea, cum de ne-am apucat noi să creștem bivolițe în anul 2023, când populația de bivolițe din România e decimată de la an la an? Bivolul, considerăm noi, e un animal emblematic pentru țara noastră. E un animal foarte bun, le dă un lapte foarte gustos și eu personal am crescut cu bivol la bunici, însă până nu am cumpărat bivolița noastră anul trecut în 2022, nu știam exact cum să crește, pentru că e una să-l vezi bivolul la bunici o dată sau de două ori pe an în vacanțe și alta să crești și să îl îngrijești în fiecare zi. Noi tocmai am împlinit așadar un an de când avem această bivoliță Măriuca și pot să vă spun că nouă ne-a dus o deosebită bucurie faptul că observăm că e un animal care l-am adus în gospodărie de mic, de pui și s-a adaptat, s-a obișnuit cu noi în gospodărie. Acum suntem în luna septembrie. Luna septembrie pentru noi e foarte aglomerată în general la țară pentru că ai de cules fructe, ai de pregătit, ai de tăiat lemne, te pregătim, ne pregătim pentru iarnă și zilele sunt tot mai scurte. Ne-am obișnuit cu zilele alea lungi de vară când te hodinești un pic la amiază și poți să lucri până la 10:30, că tot lumină îi, dar acum deja la 7:30, 8, e gata, s-o gata ziua. Și noi mai avem în gospodărie și alte animale, avem și capre, avem și albine, avem și porci, avem și căței, pisici, găini, iepuri și așa mai departe. Deci avem o gospodărie mică, dar destul de aglomerată. Totuși am considerat important de a aduce și o bivoliță anul trecut în familia, în gospodăria noastră, pentru că ne place foarte, foarte mult gustul laptelui de bivoliță. Și aici e marea provocare, pentru că bivolița noastră, deși de un an de zile o creștem, o vedem cum se dezvoltă, cum se obișnuiește cu noi, cum înaintează evoluția ei, însă nu avem încă lapte de la ea și așteptăm în continuare să intre în călduri și cu toate acestea suntem optimiști și răbdători în a vedea rezultatele de la ea. Îmi amintesc că acum un an când am adus-o, cât de greu a fost, nu a fost grea ea în sine, pentru că ăsta a fost avantajul la care noi ne-am gândit din timp, cumpărăm un pui de bivoliță pentru că e mic, îl putem aduce cu remorca noastră proprie și așa mai departe, însă nu asta a fost greutatea. Greutatea a fost că puiuțul ăsta de bivoliță avea 4 luni de zile și a durat cam o lună de zile în care noi, cu tot entuziasmul pe care le aveam și cu toată bucuria de a fi adus o bivoliță în gospodăria noastră, ne-am lovit de primele provocări. Adică, bivolița asta era învățată să sugă lapte numai de la mama ei. Când a ajuns la noi, o tot striga pe mămica ei și tot privea în zare. Și după cum ne spuseseră unii pe internet, a urmat cel puțin o lună de zile în care noi o trebuie să o mângâiem, să o alinăm, să alinăm suferința și să o introducem treptat, treptat la laptele pe care noi îl puteam oferi, adică laptele de capră. A început să-l bea, deși cu mare greutate a deprins biberonul, dar când i s-a făcut foame, o băut de la biberon și aia a fost prima noastră reușită cu bivolița asta. De atunci aventura a continuat și acum, la un an de zile distanță, putem să spunem ce știm noi din experiența asta de a crește bivoli.
Și începem să înțelegem de ce bivolii sunt din ce în ce mai puțini în țara noastră. Informația pe caiet sună într-un fel, dar în realitate s-ar putea să fie diferită. Faptul că după bivol trebuie să aștepți poate 2 ani până intră în călduri, pentru că după ce am aflat recent de la cel de la care am cumpărat-o pe Măriuca, se întâmplă ca bivolul să nu intre în călduri decât după 2 ani de zile. Lucru care nu ne descurajează. Există alternative. Putem să-i dăm o injecție care să-i grăbească un pic intrarea în călduri. Dar noi am prefera să așteptăm după ea, pentru că în felul ăsta îi vedem dezvoltarea, o vedem că crește tot mai bine și se dezvoltă natural. Cam asta ne dorim noi, chiar dacă asta ar însemna să mai așteptăm încă vreo 6 luni în care doar îi dăm de mâncare și așteptăm să crească și să-și, viața să-și urmeze cursul natural. Recent, acum în luna august, am avut și niște probleme grave cu ea, pentru că din cunoștințele noastre și din ce ne-am mai informat noi și din spusele unora, bivolii nu sunt animale sensibile și, într-adevăr, nu par să fie așa de sensibile ca alte animale. Însă, bivolița noastră o sta toată vara pe pășune. Avem un perimetru împrejmuit cu gard electric unde ea se putea mișca liberă, însă peste noapte nu am mai introdus-o în adăpost ca să o scutim de, eu știu, probleme. N-am presupus noi, n-am gândit noi că vor fi alte probleme. Însă, la sfârșitul verii, pe la mijlocul august, au venit niște ploi mai reci peste noapte și cred că bivolița asta a răcit, a făcut ceva complicații la plămâni, în fine. A ajuns cu temperatura la 42 de grade, noi am văzut că era mai abătută și nu prea mai mânca și așa, dar pe când ne-am dat noi seama, deja avea 42 de grade și a trebuit să îi facem tratament cu antibiotic. Ne bucurăm că avem oameni capabili în zonă, în apropiere, în comun, în sat, care au venit și ne-au ajutat cu tratarea bivoliței, dar într-adevăr a fost o provocare și oarecum și un șoc, pentru că nu ne așteptam animalul despre care noi știam că nu are probleme de sănătate să dezvolte astfel de probleme. Ia uite că vine. Însă, cu tratamentul de antibiotic, dumneai și-a revenit și acum ai vioaie, mănâncă, se plimbă, nu a slăbit în greutate, nu pare să fie abătută. Eu, după cum o văd, o văd așa parcă mai matură. Haide, de, de. Mai matură, mai cu minte, mai potolită. Hai, Vito. Hai, da. Te bucur că m-ai văzut. Ai văzut ce se bucură că am apărut. Nu-i place singur, asta e clar. Să nu te sui pe mine, să-mi lași pălărian cu pace. Hai încoace, hai mai încoace. Hai, hai, hai mai încoace, hai. Stai cu mine. Nu ne jucăm acum, nu ne împingem, da? Stai cu mine. Na, 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 na. Ce faci, Măriuca? Măriuca! Puiuțule, ce Măriuca faci, fetița? O zonă mai băltoasă, unde se bagă. Și e cam murdară de tine pe picioare, dacă... N-aș vrea să mă calce. Dai mie pălăria, că văd că are o treabă cu ea. Nu, nu, coțin eu. Stai cu minte, nu-i voie. Dar... nu-i voie. Spun și eu câteva întrebări. Stai un pic, filmează cum mă linge. Da, filmează. Având în vedere că ai avut și un cal înainte de a o cumpăra pe Măriuca, ai spune că e mai ușor cu Măriuca sau mai ușor cu un cal? A spune că Măriuca e mai afectoasă. Măriuca e fata aia care să știe comporta, îți știe acorda atenție, zice, uite acum zice, vai ce mă bucur că ai venit la mine, dar tu nu prea vii la mine. Într-adevăr, am avut o vară ocupată și... e clar că dumneai mă iubește, cel puțin pe mine, că eu vin cel mai des pe la ea. Ia uitați-o cum linge și cum se bucură că s-a cii. Câteodată se pornește și uite acum încearcă să muște din mine, nu? Nu e suficient să mă lingă. Ar trebui să te ridici de acolo un pic și să te miști așa încolo. Nu că distrag atenția. Ce faci, mă speli pe urechi tu?
Ai, ce fresh de mine. Tata cămașa, eu mi-am luat cămașă curată și tu, omul, ce faci cu mine? Pălăria nu-i de lins. Mâinile poți să le lingi. Imaginați-vă că la început nu puteai să-i dai mâna fără să arunce dumneai, așa ca și cum degetele, toate degetele erau ugerul mamii ei. Deci murdare pe genunchi, să nu mă murdărești. Da, despre tine vorbim și trebuie să stai cu minte, mai ales acum că se filmează, să te vadă. Să te vadă toată lumea că mă stai în pantă. Vezi tu că vine mort. Da. Ce să spun, prietina. Hai. Haide. Așa că am avut o oarecare dezamăgire să vedem că și bivolul se îmbolnăvește totuși. Eu nu mă pot concentra dacă tu mă lingi în urechi. Ioi! Da. La bunica în sat, eu când eram copil, aveam aici un vârtecuș. Și toată lumea de la țară care mă vedea că era plin de bivol la bunica în sat, toată lumea zicea: ce ai pe frunte, mă, te-o lins gibolul? No. Așa că... acum îți dai seama că te-o lins cam... ce faci? Dar bine, nu te sui pe mine! Dar bine că s-o duc, că am putem combina cu ăștia. Du-te și mâncă iarbă. O să vă arătăm pe finalul acestui video și așa în ansamblu cum arată bivolița în momentul de față. Vă ziceam că mă bucur de faptul că și dacă a fost un pic bolnăvioară și dacă a trebuit să-i dăm antibiotic, dumneai nu a slăbit, mâncând pepeșune. Și ziceam celui de la care am cumpărat-o: bivolița asta foarte bine s-a dezvoltat și a pus carne pe ea, chiar și în ciuda faptului că peste iarnă eu mâncat resturile care rămân de la capre. Bine, caprele sunt mai pretențioase și își aleg ele cel mai bun și restul, ca să nu-l dau direct la porci, l-am trecut pe la măriuca. Măriuca au mâncat și ea din resturile alea cât i-a convenit ei și după aia le-am pasat la porci. Și uite așa, facem un circuit în care cea mai bună mâncare o aleg caprele. Ați înțeles ideea. Și acum, ca să revenim la situația ei actuală și bilanțul, să zicem, pe care noi l-am putea face despre evoluția acestei bivolițe în gospodăria noastră, ne bucurăm tare, tare mult cu o avem, ne bucurăm că am reușit să o cumpărăm cu un preț destul de bun, dat fiind faptul că am cumpărat-o de pui când era mică. Mi-a fost ușor să o aducem, că am adus-o cu o remorcă mică. Crește, că acum nu văd unde aș mai putea o duce. Chiar povesteam, glumeam cu cineva, mă întreba: unde o duci la muntă? Aș prefera să o duc la muntă. Am înțeles că este staur în satul vecin, dacă nu este la 3-4 sate distanță. Și ziceam omului: eu sunt pic așa mai dilău cu capul, s-ar putea să o iau de lanț și să mă duc cu ea pe drum încolo, până ajunge la taur. Dar mai vedem cum decurg lucrurile astea. Deocamdată ne tot uităm pe la ea, o tot monitorizăm și ne uităm, așteptăm să intre în călduri, dar ne bucurăm tare, tare mult de ea, că e sănătoasă, că și-a revenit și nu suntem noi cei care vom salva rasa de bivol din România, dar cel puțin pentru noi ne bucurăm enorm că avem un bivol, un exemplar special din animalele autohtone în gospodăria noastră și așteptăm cu mare nerăbdare să avem lapte de la ea. Dacă vă place povestea noastră de astăzi, vă încurajez să vă abonați la canalul nostru, pentru că noi asta facem la țară, noi filmăm aventura pe care noi o trăim și ne bucurăm de fiecare moment alături de animalele astea. Cum se bucură Andrei acum de faptul că bivolița au venit la ea și ia, îți face pedicura? Mhm. Și pe tine te iubește, chiar dacă vii mai rar. Nu mușca, nu mușca.
Și pe tine te iubește, chiar dacă tu vii așa de rar la ea. Nu zic că ai iubit, hai da și pupă-mă aici, sus, ia, la cap, și eu am pe cap ceva bun, hai să vedem. Du-te că părul ți-l smulge, îl bagă până în gât. Ce faci? Ce faci pe tine, da, tine e de frumoasă, doamne, per, n-aș fi stat lângă ea în coașa nici să mă omor. Ți era frică de ea în culină? Da, iubit, hai stai jos lângă mine, hai stai jos, hai da, hai stai jos. La mine vine ea. Pe mine mă iubește, microfonul nu-i de mâncat. Noi. Ce-ai la nas? S-o curs muci? Să nu văd muci pe tine. Nu pricepem noi așa mult la bivolițe. Probabil unii dintre voi care știu că ne urmăriți tocmai pentru motivul ăsta și aveți bivolițe. Dar sunt încrezător când veți da comentarii pozitive despre forma ei. Eu o văd crescută bine, grăsuță, nu, alte bivolițe bine, cu siguranță alea mai bătrâne, mai ciolănoase și se văd mai tare șoldurile pe ele, dar o văd că mănâncă bine, e plină. Acum începe să-și facă părul, să-i crească părul mai gros, pentru că mai suflă vânticel, nu mai scăldurile alea de vară, dar cum stă acolo ca la show. Știe ea că am mai povestit de dimineață și știe ea cine-i prietenul ei. Aceea Moriuca, cine-i prietenul tău? Și ești atâta de blândă că nu știu ce mă face cu tine. Ce mă fac cu tine tu? Să te leagă unii și alții de mine că clopotul ăsta, măi oameni. Mai sunt de aceștia care tot îmi spun că lanțul ăsta îi face rău la bivoliță, da? Nu te teme că nu-i face nimic, că orice rău pățește e, compensăm cu iubirea pe care o arătăm și grija pe care o purtăm. Dar nu știu ce să spune despre lanț, că nu înțeleg. Mai scrie câte unul și altul că lanțul ăla trebuie nu știu cum, că uite, l-am mai scurtat. Dar acum, după, l-am mai scurtat de vreo 2-3 luni, probabil. Și acum e un pic cam scurt, trebuie să-i lărgesc chiar. Dar e cu mintea blândă, poate e un pic plictisită, că nu-i prea place singură și asta e un adevăr. Însă trebuie să-i luăm o surioară. Nu-i luăm o surioară. Ce de, ce nu? De ce să nu-i luăm o surioară? Stai un pic, că poate fata aia o fetiță și atunci putem povesti, dar deocamdată să văd cum dă lapte. Singură, beata, eu și fi zis că puteai să ieși o surioară. Lasă-mă că numai eu știu ce greutăți am într-un an cu a strânge fân și a te ruga de unul sau altul. Am unul matu, știi, că să zici că eu nu de fiecare dată am fost umăr la umăr cu tine. Noi doi știm, dar văd că ție ți-e mai ușor să-i zici de o surioară. Lasă că bivolița asta mănâncă mingea n-aș cât un cal peste iarnă. Și cât fân trebuie să împingi tu și să adungi, să greblezi și să cosești? No, dar ce lapte bun o să bei. Uite cum vreau stă să văd. Să vreau să văd, așa e Măriuca, deocamdată. Da. Da! Am terminat, putem? Bine, da! Deocamdată, dumneaei, s-o învăța și singură. Chiar dacă nu-i place așa bine. Oameni buni, asta e video de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Abonați-vă la canalul nostru dacă n-ați fost abonați încă. Activați clopoțelul pentru că YouTube-ul nu știu ce face. În ultima vreme văd că nici comentariile nu mai sunt permise la multe videouri așa din oficiu. Trebuie să tot umblu eu să văd de ce nu le-au porni comentariile și așa mai departe. Lăsați un comentariu, abonați-vă, activați clopoțelul ăla să primiți notificări. Vă salutăm cu drag și Măriuca vă salută și ne vedem data viitoare. Așa, Măriuca? Mhm. Nu. No.